Lăudați să fie Domnul! Amen. Și încă o dată, lăudați să fie Domnul! Amen. Dacă cineva mă întreabă de ce zic de două ori, așa m-am obișnuit. Prima dată zic pentru cei care sunt atenți și a doua oară zic pentru toți. <laughs> și pe toți zic, Domnul să vă binecuvinteze! Vă duc din nou, împreună cu soția mea, Dana, vă aducem salutări sfinte din... Biserica și din partea Bisericii Happy Valley și din partea conducerii Bisericii Happy Valley dorim ca bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amen. Ne bucurăm să ne întâlnim împreună cu poporul Domnului de aici. Încă o dată vă mulțumim pentru invitație, conducerii Bisericii, pastorului Iosif Purcar. Mulțumim pentru invitație, mulțumim fratelui Iosif, surorii Mariana pentru găzduire pentru primirea frumoasă, pentru dragostea pe care ne-o arătați, Domnul să vă răsplătească. Amen. Ar fi multe de spus în introducere, dar ca să nu ne pierdem uh, prea mult pe aici, pentru că suntem presați și suntem puși la test. Noi suntem puși la test că trebuie să vă predicăm de vreo două ori, acum dimineață și dumneavoastră sunteți puși la test că trebuie să ascultați de vreo două ori acum dimineață. Și nu știu exact cum o să trecem examenul și unii și alții, dar dacă ne ajutăm noi unii pe alții și dacă Dumnezeu ne dă har, o să ieșim bine cu toți și toate pentru slava Domnului. Câteva gânduri și câteva cuvinte referitoare la slujba de ordinare și la frații care urmează să fie puși în slujbă și apoi mai târziu despre sărbătoare. Doresc din toată inima să binecuvinteze Domnul pe fratele Oti și sora Anca, să binecuvinteze Domnul pe fratele Bil și sora Ligia, și să binecuvinteze Domnul pe fratele Răzvan și Sorana. Amin. Suntem împreună cu voi și suntem pregătiți și dorim din toată inima ca Dumnezeu să vă facă bine azi și Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă pregătească pentru slujire. Obișnuiesc să spun și nu cred că e prea mult, chiar dacă. Unii poate nu sunt chiar încântați de această uh, prezentare sau modul în care abordez acest subiect. Dar vă spun convingerea mea și ceea ce am înțeles eu din scriptură și din slujire. Ziua ordinării nu e așa de mult o zi de promovare, o zi de așezare mai sus. O zi de graduare în care se împart diplome, certificate și flori. Ca așa ne-am obișnuit și la ordinare, și la botez. Ca așa e în lumea liberă, în lumea civilizată și în lumea în care beneficiem de bunăstare. Dar dacă am trăit în urmă cu aproape 2000 de ani, sau dacă ne-am întoarce înapoi doar pe vremea comunismului, nu ar mai fi chiar așa. Că pe vremuri nu se împărțeau nici flori, nici nu se făceau poze pentru că se spărgea gheața, era noapte, se făceau unele pe furiș, pe ascuns, oamenii nu se dădeau în spectacol, slujitorii intrau într-o stare de teamă și se expuneau la un risc extraordinar, acceptând să slujească, știind că o să fie prigoniți, știind că o să fie urmăriți, știind că viața lor este în pericol și așa mai departe. E adevărat că lucrurile s-au schimbat, dar nu chiar aș dori ca să se, să se transforme slujbele de ordinare din slujbe duhovnicești care echipiază, care întăresc, care pregătesc slujitorii ca să slujească, să le transformăm în slujbe de graduare, cum am fi terminat un college, dăm o diplomă, o, o, un buchet de flori și facem niște poze. Pentru că ce se întâmplă la slujba de ordinare este mult mai important decât ceea ce poate să arate un aparat de fotografiat sau ceea ce pot să înțeleagă unii oameni. Pentru că lucrarea care se săvârșește astăzi este pe viață și este pentru Dumnezeu și pentru slujire, nu pentru întâietate, nu pentru slavă. Nu vrem să, să fiți lăudați azi, Că lauda voastră va fi în ziua în care ne vom întâlni cu Cel care ne-a răscumpărat. Astăzi, mai degrabă, și voi, și Biserica, să fim conștientizați de responsabilitățile care sunt așezate pe umerii voștri și de caracteristicile pe care trebuie și ar trebui să le aveți. Și aș dori să împărtășesc și eu cu dumneavoastră două, trei sau poate chiar patru, și mergem în paralel și ne suprapunem și ne potrivim, că n-am vorbit cu fratele Dorin, nu l-am întrebat ce o să predici, ce o să spui, dar participând de atâtea ori la atâtea lucrări duhovnicești, mi-am dat seama că Dumnezeu pregătește slujitorii Lui și ceea ce au de spus este de la Dumnezeu și este pentru zidirea bisericii și pentru învățătura noastră. În primul rând, prima caracteristică a unui slujitor al lui Dumnezeu este pregătirea lui să sufere. Pregătirea lui să sufere nu sună bine pentru secolul 21. Iată ce spune 2 Timotei 2 cu 3. Sufere împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Cine vrea să sufere Păi, fraților, noi am crezut că e sărbătoarea și voi ne spuneți că trebuie să suferim. Ies, va trebui să suferiți. Dacă, dacă nu sunteți pregătiți să suferiți, o să fiți dezamăgiți. Mai bine să fiți pregătiți să suferiți mult și când o să suferiți puțin o să ziceți aleluia, slavă Domnului. N-a fost chiar așa de rău cum am crezut. Dar dacă voi sunteți pregătiți ca să fie numai frumos și bine, să fiți lăudați, să fiți apreciați, să fiți aplaudați, când o să apară bobărnacele, când o să apară necazurile, când o să apară suferința, jertfa, o să ziceți, dar n-am crezut că e chiar așa. Mai bine să fiți pregătiți pentru mai greu și să vă fie un pic mai ușor. Eu aș dori să vă fie mai ușor decât ne-a fost nouă. Eu mă rog pentru asta. Și poporul Domnului să vă ajute să vă fie slujba cât de ușoară. Amin. Dar trebuie să fiți pregătiți și pentru greu. Să fiți pregătiți pentru mitinguri mai lungi, <gură> de care vorbeam aseară, dar asta se întâmplă un dată în viață. Dar oricum mitingurile sunt mai lungi. La noi merg și până la mezul nopții, și până la 1 dimineața și uneori chiar până la două dimineața și văd pe frații din conducere că sunt necăjiți, mai ales cei care merg la 4 dimineața sau la 5 dimineața la lucru. Zice, frate Cornel, trebuie să plec. 2-3 din 3 trebuie să plece. Zice, trebuie să merg la lucru. Și de aici nici nu mai am timp decât să mă spăl, să mă schimb și să merg la servici. Și zic, mă, e greu, mă. Poate că o vrut să fie în comitet, dar acum lustură piele. Acum zice, sper că data viitoare nu mai ies. Doar un meeting sau un meeting pe lună sau două meetinguri, două întruniri pe lună. Asta e un lucru mărunt. Dar poate consiliere pentru cei care trec prin divorț, dar poate vizită la spital tocmai când nu-i moment oportun pentru tine și pentru familia ta. O să fie momente în slujire în care o să spuneți voi de nenumărate ori, is not fair. Acum tinerii cunosc termenul ăsta și cei care sunt mai în vârstă. Și nu ne place când tinerii și copiii all the time No, this is not fair, this is not fair, this is not fair. Un whining din ăsta de baby. Deci sătul, dar voi o să ajungeți să spuneți de multe ori This is not fair, this is not right. Well, fiți pregătiți pentru asta, că it's not gonna be fair. It will not be fair for you. It's not going to be fair for your wife. It's not going to be fair for your children. But serving God is not about being fair. Because it was not fair for Jesus to be on the cross. It was not fair for Christ to suffer. Whatever happened at Golgotha, it was not fair. But it was good for us. <inaudible> Harul în parte altora, dar sunt unii care plătesc. Yes, slujitorul trebuie să stea în afară până să urcă toți în autobuz. Yes, soția slujitorului care așteaptă acum să fie mai respectată sau mai prețuită decât înainte, o să-și dea seama că de fapt de câte ori își deschide gura dacă vorbește bine, de ce a vorbit bine, dacă a vorbit rău, de ce a vorbit rău. Dacă e de acord cu soțul ei, atât ai trebuie să vorbească ceva înainte ca el să fi vorbit, că deja se transmite zvonul în biserică despre faptul că ea conduce adunarea și că ea îl conduce pe bărbat. Că ea o zis prima, chiar dacă e de acord cu el. A... domnul să vă păzească să nu vorbiți împotriva lui. Împotriva soțului, că atunci a s terminat cu autoritatea lui. Ce slujitor e ăsta, că nici măcar nevastă să nu-i de acord cu el. Vă dați seama? Dacă ești de acord cu el, nu-i bine, dacă nu ești de acord, nu-i bine. Înseamnă că trebuie să taci mai mult. Înainte ai avut mai multe drepturi. Da? Ies, o soră din adunare are mai multe drepturi. Are vor, dreptul să vorbească mai mult, are dreptul să se poarte. Mai diferit, dar soția slujitorului trebuie să fie exemplu în modestie, exemplu în slujire și să fie foarte atentă ce vorbește. Și uneori mai bine să nu vorbească nimic. Sau mai bine să spună, asta nu-i treaba mea, vorbiți cu soțul bine, dar tu nu știi. Ba da, da, e mai potrivit. Aveți nevoie de o doză dublă de înțelepciune și o să vedeți cât este de greu. Este greu. Dar slujitorul Domnului și soția lui și familia lui trebuie să fie pregătit să sufere. Și trebuie să ia povara asta a slujirii. Dacă nu, omul nu-i bun pentru slujire. Sau dacă e bun pentru slujire, nu face o slujire bună. Și la urmă zice, it's not fair, it's not fair. Am așteptat să fie ceva, dar nu a fost, a fost altceva. Dumnezeu să vă întărească, Dumnezeu să vă binecuvinteze, că în ziua de azi, Chiar dacă a slujit ca diacon, ștacheta se ridică puțin și vi se pune resteul la jug. Trebuie să vă traduc un pic în caz că nu știți. Știți ce e la jug, de ioc, unde unde intră grumazul animalului. Acum aici sunteți mai mult la, la țară, în Mizuri, nu e așa mare lucru, că sunt fermele pe aici. Și pe vremuri cu vacile erau puse în jug. Și eu le spun la frați când sunt ordinați, când oamenii sunt mântuiți, când se întorc la Dumnezeu, își pune capul în jug și intri la jugul lui Hristos. Toți. Toți care se întorc la Dumnezeu. Dar unii pe drum scot capul afară și zic, m-am săturat. Dar la slujitor, când omul este ordinat, îi se pune resteu. Când a fost ordinat de acum, vi s-a pus un resteu, acum să pune al doilea nu mai puteți ieși afară. Asta e ca un fel de căsătorie cu Biserica lui Hristos. De aia slujba e pe viață. Pentru că omul este dedicat, este consacrat, este pus deoparte pentru lucrarea împărăției lui Dumnezeu în biserică. Și de dragul lui Hristos acceptăm să ni se pună resteuri, să zicem de acum înainte, am renunțat la anumite libertăți. Și ăsta e punctul 2. Omul lui Dumnezeu nu se încurcă așa de mult cu lucrurile acestei lumi. Renunță la foarte multe privilegii și beneficii pe care alții le au și tu nu le mai ai. Dar faci lucrul ăsta de bunăvoie. Versetul 4 din 2 Timotei, capitolul 2. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să pleacă celui care l-a chemat la oaste, nu se încurcă, renunță, ia, renunță la beneficii, renunță la avantaje. Dar noi nu putem să facem așa, nu, noi nu putem, pentru că eu sunt slujitor, eu sunt prezbiter în biserică. Nu pot, noi nu putem merge acolo, nu, noi nu putem. Noi nu putem participa acolo, noi, noi nu putem participa. Păi, dar unii, mea, unii merg, unii se duc, nu, pentru noi nu e. Dar eu nu mă pot îmbrăca așa, nu tu nu te poți îmbrăca așa. Da, surorile celelalte, uite cum se poartă, da, surorile celelalte uh, au dreptul lor, dar tu ești soție de diacon, de presbiter, de pastor, tu n-ai drepturile pe care le au toate celelalte. Tu trebuie să ai grijă mai mult. Renunți de bunăvoie la drepturile pe care civilii le au. Uh, nu știu câți dintre voi ați făcut armata, dar poate că niciunul n-ați făcut armata în România sau poate că aici. Și unii frați mai în vârstă au făcut armata. Dar când ai intrat în armată, cel puțin vorbesc din experiența mea, de când am intrat în armată, ai avut o ședință, o veni șeful, ți-o spus, băiete, uite de tot ce ai lăsat acasă. Aici s-o terminat. S-o terminat cu mama care să te mângâie. S-o terminat cu sarmalele de acasă. S-o terminat cu prăjitura lui mămica, cu cozonacul. S-a terminat cu cărnațiul de la Crăciun, aici s-a terminat. Aici ați venit în armată, aici s-a terminat cu hainele voastre de modă. Aici îmbrăcați la fel, aici după program, aici tunși, barberiți. Disciplină! Renunțați, uitați de lucrurile dinainte. Pentru că aici ați intrat în armată. Când v-ați înscris la armata slujirii Lui Hristos, de bună voie, renunțăm la beneficiile pe care le are toată lumea, pentru că noi aparținem lui Hristos. Noi nu ne încurcăm cu lucrurile lumii la nivelul la care să fim împiedicați de a sluji lui Hristos. Deci este adevărat că voi va trebui să vă îngrijiți cu businessul, cu școala, cu geabul, cu afacerile, acolo unde va chema Dumnezeu în profesia pe care o aveți. Va trebui să fiți implicați ca să vă sprijiniți familia, să nu ducă lipsă dar să nu fiți implicați și să nu vă încurcați așa de mult cu lucrurile acestei lumi, încât lucrarea lui Dumnezeu să sufere și voi să nu mai fiți disponibili pentru lucrarea lui Dumnezeu. Că poți să ai cel mai bun diacon, cel mai bun prezbiter, cel mai bun păstor, cel mai bun predicator care nu-i disponibil, pentru că s-a încurcat așa de mult în lucrurile acestui pământ că nu mai are timp, nu mai are energie și nu mai poate. Și atunci ce folos? Ce folos? Ai cel mai capabil om, cel mai bun om, dar nu-i disponibil. Tot timpul e plecat, tot timpul e la job, tot timpul e la business și asta e problema pe cu care ne confruntăm în, în, secolul nostru. Că viața e destul de bună, oamenii sunt binecuvântați, câștigă mai mult decât au câștigat 30 de ani în urmă, acum nu se mai lucre cu 3-35 la oră, nici cu 4-25 la oră. Acum să cumpără proprietăți de un milion, să mai investești un milion și să vând cu trei milioane. Acum să lucrează altfel. Și mulți câștigă mult mai bine și poți să fii prins în lucrurile acestui pământ ca să nu mai ai timp pentru lucrarea împărăției. Aveți grijă! Robii lui Dumnezeu renunță la multe beneficii acestui pământ pentru ca să slujească lui Dumnezeu. Domnul să vă ajute și Domnul să ne ajute, asta ne vizează și pe noi. Cei care, dirijorii, cunosc foarte bine ce înseamnă să vii la repetiție și numai jumătate vin. Și îți dai seama că cealaltă jumătate nu vine că sunt nepocăiți, nu vine că sunt răi, nu vine că s-au lăsat de credință. Zice, nu pot, mă, dar de ce nu poți? Și îți pun o listă acolo job, business, responsabilități, copii, școală, alergare. Mă, oameni buni! Adevărul e că dacă te lași să fii prins de lumea asta, nu mai rămâne nimic pentru Dumnezeu. Dar dacă te disciplinezi și renunți și mai spui nu la lume, pentru Dumnezeu vei fi binecuvântat. Bravo, Suntem chemați. Duminică dimineața, duminică seara, marți seara, joi seara și când mai este nevoie, să spunem nu la lucrurile noastre pământești și să spunem da lui Dumnezeu care ne cheamă și care are nevoie de noi, are nevoie de energia noastră, de tinereța noastră, de timpul nostru, de ceea ce a investit în noi. Vrea Dumnezeu să folosească, dar dacă nu ești disponibil, degeaba toată investiția respectivă. În al treilea rând, slujitorul lui Dumnezeu trebuie să sufere Trebuie să nu se încurce cu lucrurile vieții și trebuie să se lupte după rânduieli. Trebuie să se lupte după rânduieli. Versetul 5. Nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Rânduielile sunt exprimate în Cuvântul lui Dumnezeu. Și m-am bucurat așa de mult de Cuvântul dat prin fratele. Dorin pentru noi toți și pentru voi. Noi trebuie să fim îndrăgostiți de acest cuvânt. Noi avem responsabilitate față de acest cuvânt. Noi trăim acum într-o lume. Atenție, frați și surori și slujitori. Trăim într-o lume în care slujitorii lui Dumnezeu sunt obligați ori de familiile lor, ori de neveste, ori de copii, ori de membri din adunare, ori de tineri. Sunt obligați să renunțe la ce spune cuvântul datorită unor preferințe, datorită unor dorințe: că s-a schimbat lumea, că acum oamenii nu mai sunt așa cum au fost, că acum dorințele oamenilor, pretențiile oamenilor și lista continuă, frați și surori. Prima responsabilitate pe care o are un om al lui Dumnezeu este față de acest cuvânt și față de Hristos, Domnul care l-a mântuit și l-a chemat. Noi dăm înaintea lui Dumnezeu socoteală dacă am slujit după acest cuvânt. Nu după ce a zis X și Y. Nu după ce au dorit unii oameni sau alți oameni, ci după ce dorește Dumnezeu prin cuvânt. Asta e responsabilitatea noastră. Că într-o zi vom sta înaintea lui Dumnezeu. Într-o zi vom da ochii cu Dumnezeu. Și Dumnezeu ne va întreba dacă am slujit după, după cuvânt. Nu după dorințele oamenilor, nu după poftele oamenilor, nu după pretențiile oamenilor, ci după cuvânt. Față de cuvânt suntem responsabili. Și învățați-vă. Dacă vreodată trebuie să faceți lucruri care nu plac altora, învățați-vă să, învățați să dați vina pe cuvânt. Frate, nu pot! că nu mă lasă cuvântul. Asta e, să zic așa, poezia pe care am învățat-o de la 18 ani. Fraților, nu pot că nu-mi dă voie cuvântul, dar hai să facem așa, nu pot că nu-mi dă voie cuvântul, dar hai să mergem în direcția asta, nu pot că nu ne dă voie cuvântul. Nu ne dă voie cuvântul să facem lucrurile pe care le face lumea asta. Noi suntem obligați de cuvânt, astea sunt rânduielile așezate de Dumnezeu. Și omul, slujitorul, nu este încununat dacă nu se luptă după rândul el. Adică poate să treacă linia de sosire, de moment îi se pune medalia. Ați auzit, nu, eu n-am urmărit acum Olimpiada, că nu m-a interesat și nu mă mai interesează lucrurile acestei lumi, că trebuie să ne desprindem de ele pe cât se poate. Nu am urmărit, dar sunt aproape sigur și ceva am citit pe undeva în headlines care au apărut, ca au fost și sportivi care au câștigat, au câștigat un loc, dar s-a descoperit că nu s-au luptat după rânduială, după regulament. Și li s-au luat și diploma, și certificatul, și medalia, și s-au dat la altul. I s-a dat la altul. Înaintea lui Dumnezeu. Lucrul ăsta nu se va întâmpla, dar înaintea oamenilor se poate întâmpla. Să părem că am trecut linia de sosire, că suntem campioni și la urmă, ups, am pierdut. Vine vremea când Dumnezeu va premia. Există o încununare a celor ce slujesc. Există o încununare a oamenilor lui Dumnezeu care slujesc bine după rândul el și trec linia de sosire. Există o încununare a slujitorilor lui Dumnezeu. Dar așteptăm după aceea, nu e aici, azi, nu e azi, nu e azi, nu azi e premierea. Azi vi se pune jugul pe umere, azi se pune restehul la jug. Azi intrați mai mult în lucrare, vi se mai dă un plug. Azi e o zi însemnată pentru voi că va fi mai greu de azi înainte. Mai multă slujire, mai multă dăruire, mai multă dedicare. Premierea, sărbătoarea, va fi în ziua aceea. Dacă slujim bine, dacă slujim cu dăruire, dacă suntem gata să suferim, dacă renunțăm de bunăvoie la beneficiile acestui pământ, dacă iubim acest cuvânt și luptăm după rândul el, vine ziua în care să fim răsplătiți. Și vă spun, dragilor, că asta o să vă țină și o să vă ajute. Că o să ajungeți uneori acasă decepționați, surmenați, poate chiar într-o stare de depresie, ajunge acasă și zici, dau cu tablele legii de pământ, ca și Moise. Cum și mulți păstori care mărturisesc, când s-a terminat slujba duminică seara, până am ajuns acasă, mi-am dat demisia de vreo trei ore Și pe când am ajuns acasă, m-am pus pe genunchi și m-am -am apropiat de Dumnezeu și am plâns, poate împreună cu soția sau am plâns singur, și am zis, Doamne, ce să fac? Și Domnul spune, dar cine te-a chemat? Păi eu, tu mai ai chemat, Doamne. Atunci? Și cine te va răsplăti? Păi tu mă vei răsplăti. Atunci? Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că suntem responsabili înaintea Lui și privim ochii credinței sunt înspre răsplătirea care va fi atunci. N-așteptați mare lucru de la oameni. Nu așteptați! Nu așteptați să fiți răsplătiți de oameni, apreciați de oameni și lăudați de oameni. Nu așteptați Dacă vine asta, e un bonus, e o cireașă pe tort, e ok, enjoy it, că it lasts very shortly. It, it durează foarte puțin. Enjoy it, praise God. Dar o să fie mai mult necaz, o să fie mai multă suferință, mai multă depresie, mai multe lupte. În zilele acelea, când te pui pe genunchi, și închizi ochii aici, ochii credinței se deschid și vezi răsplătirea. Spui, Doamne, știu că va fi o zi. Va fi o zi de sărbătoare. Știu că voi fi răsplătit. Știu că voi primi din mâna ta adevărata răsplătire. Până atunci slujesc. Dacă trebuie în jug, dacă trebuie cu mâinile pe cornele plugului, dacă trebuie pe genunchi, dacă trebuie prin mocilă, prin noroi, dacă trebuie, cu lacrimi, cu suferință, cu bucurie, cu veselie, prin toate mă duc pentru că vine o zi a răsplătirii. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu această certitudine că asta vă va ține în zilele grele. Voi slujiți Domnului și apoi slujiți oamenilor și bisericii. Domnul să vă binecuvinteze.